Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 1. Bătrânul Ioan spune așa: vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dacă zice că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă ai fost atent la această citire, și cred că ai fost, ai înțeles clar că este o diferență colosală între lumină și adevăr. Între lumină și întuneric, între adevăr și minciună. Ioan, în toate scrierile lui, are o antiteză între întuneric și lumină. El vorbește foarte frecvent și în termeni foarte categorici despre diferența dintre întuneric și lumină. Noi trăim niște vremuri în care e foarte greu să le distingi. E foarte greu să înțelegi ca om care este cu adevărat diferența între lumină și întuneric. Mai ales săptămânile astea, cât am fost plecat, deci săptămâna asta am fost ba la Arad, ba la Voroneț și cumva când schimb patul am o problemă, nu știu dacă voi sunteți la fel ca mine. Acasă dorm cel mai bine. Și voi la fel? Nu e nicăieri ca acasă. De multe ori am prins când noaptea, de fapt ziua se îngâna cu noaptea și oamenii spun că cel mai mare întuneric este exact înainte să răsară soarele. Știu că mulți ați prins răsăritul, cei mai mulți apusul. Și este o diferență clară și o frumusețe incredibilă atunci când răsoare soarele. Pentru că cumva răzbește, cucerește, domină întunericul. Anii trecuți au descoperit în orașul Kazan, cam la 700 de kilometri de Moscova, o sectă de oameni care trăiau în niște pivnițe săpate în pământ. Erau circa 70 de suflete acolo. Cel mai mic copil avea 18 luni, erau mulți copii. Și au descoperit că copiii nu au văzut niciodată în viața lor soarele. Au trăit acolo, underground, în pivnițele, în subsolurile acelea. Mulți nu văzuseră lumina, trăiau ca șobolanii prin beciuri. Și întrebarea pe care și-au pus-o în presă cei care scriau acum este: cum au putut oamenii ăștia să trăiască atâta timp în întuneric? Cum au putut să supraviețuiască și cum s-au adaptat ei în așa fel încât să trăiască numai în beciurile acelea, să nu iasă măcar o dată la lumină? Și citind asta mi-am dat seama că noi în lume avem o mulțime de oameni care trăiesc în întuneric, oameni care n-au văzut niciodată lumina, oameni care s-au adaptat cu întunericul, cu păcatul așa de mult, încât nu mai disting. Nici nu știu ce este aia lumină. Și tragedia este la fel de mare cu tragedia celor din Rusia, din Kazan, care trăiau pe acest pământ și în loc să se bucure de soare, de căldură, de lumină, de claritate, stăteau și trăiau în beciurile acelea, neștiind mulți dintre copii măcar cum arată soarele. În Ioan capitolul 3, tot apostolul Ioan vorbea despre venirea luminii în lume. Știți foarte bine că înainte să vină Domnul Iisus, trecuseră peste 400 de ani de când Dumnezeu nu vorbise nimic cu Israel, niciun proroc, niciun profet din Israel, numai venise cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu și când a venit Hristos, Hristos a fost ca soarele care rupe întunericul în fiecare dimineață. Binecuvântat să fie numele Său. Și Ioan prinde așa de bine
prin Duhul profetic și scrie în capitolul 3 despre judecata aceasta, care stă în faptul că odată venită lumina în lume, observați că lumina este cu lâm mare, este vorba de Hristos, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Ai fi zis, băi, când vine Dumnezeu pe pământ și tot auzim asta, o, de ce nu face Dumnezeu dreptate? O, auziți asta, dreapta și stânga. De ce nu vine mai repede Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu dreptate? Păi uitați că acum 2000 de ani Dumnezeu a venit pe pământ. Și oamenii, în loc să-L primească cu brațele deschise, Ioan spune că nu L-au primit, nu le-a păsat că El este Dumnezeu între ei. De ce? Pentru că ei iubeau mai mult întunericul. Faptele lor rele îi determinau să nu își dorească să aibă de-a face cu lumina. Este imaginea perfectă a omului căzut în păcat, este imaginea acestei secte de care vorbeam eu. Trăiau pe pământ, puteau să se bucure de Dumnezeu, de soarele lui, de lumină, însă au ales să stea în niște pivnițe și să nu se bucure de lumina soarelui. Și vreau să vă spun că majoritatea oamenilor de pe acest pământ nu trăiesc viața la maxim. Unii zic că o trăiesc și ne arată pe noi creștinii cu degetul. Băi, ăia nu fac aia, nu știu să trăiască. Noi trăim la maxim. De fapt, vreau să spun ceva. Dacă trebuie să iei un alterant ca să te simți bine, ești un rob, nu ești un om liber. Vă mai spuneam eu aici că românul este specialist la dacă vrei să te simți bine, trebuie să bei. Că dacă nu bei, măcar așa, spumant, cum se mai cheamă astea? Toate, cu puțin, mai să fii un pic tipsy, așa, un pic așa, să te simți bine. Și eu vă spun, dacă îți trebuie un alterant să te simți bine, ești un rob. Dacă fericirea ta depinde de altă persoană de pe pământ, ești un rob. Dacă în permanență ai nevoie de atenția, adulația cuiva, ești un rob, trăiești în pivniță. Nu trăiești în adevărata lumină. Vedeți? Omul se luptă, se zbate, se stresează și moare fără să fi trăit vreodată cu adevărat. Ascultați-mă bine ce vă spun. Cei ce l-au pe Iisus Hristos ca Domn trăiesc în lumină, trăiesc în adevăr și trăiesc viața la maxim. Pentru că ei sunt cei luminați de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Vorbesc des cu oameni care citesc pentru prima dată Biblia în viața lor. Deci, parcă suntem într-o națiune musulmană, vă spun. Sau în India. Acolo, dacă mergi în Patna, în Bihar, de exemplu, în întuneric, în hinduismul, acolo unde este un idol la fiecare copac și fiecare vacă și maimuță este un idol. Acolo m-aș fi așteptat ca oamenii să nu citească Biblia. Dar aici, într-o națiune creștinată de 2000 de ani, unde a descălecat apostolul Andrei, ceea ce nu-i chiar adevărat, dar mă rog, mergem așa cu povestea asta, oamenii nu au deschis Biblia în viața lor. Și șocant este că odată ce o deschid, încep să citească, ajung și spun, parcă era morb. Eu n-am știut ce scrie aici. Trăiam ca păgânul. Și mi-aduce aminte de un episod în viața lui Israel. Țineți minte când regele au scos cartea și au citit-o și și-a rupt hainele de pe el și a zis, vai de mine, suntem nenorociți. Uitați ce scrie în cartea vieții, uitați ce scrie în scriptură. Oameni buni, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Oamenii când încep să aplice ceea ce scrie acolo, pășesc din întuneric spre lumină. Și văd deodată în viața lor, pentru că ce se întâmplă? Că ridici o piatră
și bagi o lumină acolo, tot felul de vietăți și niciuna frumoasă. Nu este vietate frumoasă ca să trăiască în întuneric, nu-i așa? Deodată când lumina începe să strălucească în viața celor care trăiau în întuneric, tot felul de lucruri urâte ies la suprafață. Ceea ce trebuie să înțelegem este că de fiecare dată când venim la biserică, când ne adunăm la părtășie, toți împreună, noi venim să celebrăm lumina. Să-L sărbătorim pe Iisus, care este Domnul Luminii. Pe Cel care a adus soarele, Cel care a adus viața, Cel care a adus lumina în viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul. El a scos duhurile de beție și din România și din Rusia. Nu pe toate, am vrea noi, vom vorbi mai încolo ce s-ar întâmpla dacă le-a scoate pe toate. Dar ce este important să știm și să ne referim în prima dată la noi, este că Iisus ne-a eliberat. Ne-a rupt lanțurile, ne-a desfăcut legăturile, a adus lumina în viața noastră. Oamenii au început să iasă la lumină. Viața multora a început să fie transformată. Vă știu pe majoritatea și știu cum Dumnezeu v-a eliberat. Știu viața mea, cum Dumnezeu m-a scos din întuneric la lumină. Pentru că Evanghelia asta face. Ne scoate din întuneric și ne aduce la lumină. Ce este important astăzi să înțelegem este că așa cum secta aia din Rusia avea un lider care îi obliga pe ăștia să citească numai scripturile lui, cărțile lui, ce scrisese el, exact așa oamenii care trăiesc în întuneric sunt obidiți, sunt asupriți, dacă vreți, de niște căpetenii. Spuneam la tabără, cât de real este raiul, pe atât de real este și iadul. Dumnezeu este mare, puternic, luminos, Satan, cu toate duhurile demonice, este întunecat și vrea moartea tuturor oamenilor. Este un episod foarte interesant în Scriptură. Când Hristos a traversat marea și a ajuns într-un ținut care se numea Gadara sau ținutul gadarenilor. Ei aveau un superstar acolo, adică un om care trăia prin morminte. Toată lumea știa de el. De ce? Pentru că umbla dezbrăcat. Pentru că nu putea să-l țină niciun lanț. Avea o putere supranaturală, rupea lanțurile. Toți treceau pe lângă cimitirul acela, pentru că trăia între morminte. Fiindcă știau că nebunul, omul acesta, trăia acolo. Și aflăm citind pasajul acesta din Scriptură că șeful, bosul, căpetenia dracilor din ținutul respectiv locuia în el. Numele lui era Legiune, care nu are de-a face neapărat cu numărul, ci are de face cu stăpânire, cu autoritate, cu putere. El era stăpânul acelui ținut. Nu trebuie să fim confuzi sau needucați despre forța întunericului care operează pe pământul acesta. Trebuie să știm și să înțelegem că așa cum există lumină, este și întuneric. Așa cum sunt și oameni luminați de Dumnezeu, pe care putem să-i numim buni, fiindcă s-au fost luminați de Dumnezeu, sunt și oameni care au o agendă malefică, sunt și oameni care sunt sub influența celui rău, oameni legați, cum era ăsta din Gadara. Și mai important ca orice, vreau să vă dau o veste acum care poate o să vă șocheze. Acum, în adânc, în iad, se fac planuri pentru tine și familia ta. Se fac planuri pentru mine și familia mea. Cel rău nu doarme, n-are luxul ăsta pentru că știe că timpul lui este scurt. Și ne atacă copiii, ne atacă familiile, căsniciile, pentru că știe că nu mai durează mult și timpul lui se va sfârși. Diavolul este real și planurile lui malefice sunt la fel rele. Pe pământ acum,
locuiesc demoni care vor să păcălească, să înșele, să lege pe oameni. Însă, înainte de toate, ceea ce trebuie să înțelegem este că în creație este ordine. Diavolul nu face ce vrea el. Vă reamintesc cea mai veche carte din Scriptură, știți care este? Iov, cartea lui Iov. Iov era un om deosebit, extraordinar, credincios, se ocupa de copiii lui, aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu după petrecerile ăstora, mă gândesc că erau petreceri cu ceva manele și de asta trebuia să aducă jertfe. Iov era un om credincios, aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu și când diavolul vine înaintea tronului lui Dumnezeu și Dumnezeu îi permite lui Iov să diavolului să-l atace pe Iov și familia lui, Dumnezeu îi pune o opreliște. Nu te atingi de viața lui. Asta sună pentru mine ca autoritate, tu nu? Nu crezi la fel? Asta pentru urechile mele sună că Dumnezeu are o îngrădire foarte clară, chiar și pentru diavol. Apostolul Iacov spune că și dracii cred, și dracii cred, și se înfioară. De ce se înfioară? Pentru că ei cred, dar nu sunt supuși. Ei cred, dar nu se pocăiesc. Și totuși, singurul din tot universul ăsta care spune că nu există Dumnezeu este omul. Până și diavolul cu toți dracii lui îi sunt supuși lui Dumnezeu. Și diavolul cu toți dracii lui știu toți că va veni o zi când Dumnezeu va spune punct, s-a terminat, treceți în întuneric, acolo unde este locul vostru. Așa că în creație este ordine. Un om care este luminat de Duhul lui Dumnezeu, care este născut din nou, care are Sfânta Scriptură ca linie demarcatoare în viață, nu are de ce să se teamă de cel rău. Puteți spune amin la asta. Amin. Cel rău nu poate să facă ce vrea cu tine și cu familia ta. Cel rău nu poate să facă ce vrea cu tine și cu copiii tăi. Cel rău nu poate să facă ce vrea el cu tine și cu sănătatea ta. Dar asta ar putea ca Dumnezeu să îngăduie țepuși, cum a îngăduit în dreptul lui Pavel. Nu contest asta. Nu toți păcătoșii sunt bolnavi și nu toți bolnavii sunt păcătoși. Nu știm. Dar ce știm este că dacă se întâmplă ceva nouă, este îngăduit de Dumnezeu și nu este pentru moartea noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Însă ce vreau să înțelegem este că suntem parte dintr-un război universal. Ceea ce le spun tuturor la cateheză este că în momentul când te-ai botezat, ai trecut în împărăția lui Dumnezeu. În momentul când te-ai botezat, dacă ai fost sincer, lanțurile au căzut și ești în armata celui mai puternic, căpetenia oștirilor, cel care a câștigat deja la Golgota. Dar suntem parte dintr-un război universal, pentru că ceea ce trebuie să înțelegem este că din totdeauna lumina se războiește cu întunericul. Numele lui spuneam că este legiune. Și ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 6, zice, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu oamenii sunt inamicii noștri. Nu oamenii sunt inamicii noștri, ci împotriva căpeteniilor. Archeos, ăștia sunt, de aici vine Archangel, Arhanghel, căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este o luptă reală. O luptă pentru sufletul nostru și pentru sufletul copiilor noștri. Și diavolul se luptă astăzi să ne atragă atenția, să ne domine cu o mulțime de gânduri, cu o mulțime de activitate. C.S. lui spunea că ce o să facă diavolul în ultimele zile acestui pământ este să ne facă să fim foarte ocupați. Cum vorbești cu cineva este extrem de ocupat și activismul ăsta nu arată bine. Pentru că fiecare om trebuie să aibă momente de liniște unde să se concentreze
pe planul specific ce i l-a încredințat Dumnezeu pentru viața lui. Mi-aduc aminte, în slujire am prins niște localități unde erau căpetenii demonice, aveau dominiune, aveau stăpânire peste locurile acelea. Mie când veneam, locuiam în Statele Unite, când veneam să misionez, îmi plăcea să merg în localități unde nu erau biserici. Nu fac baie de mulțime. Și mă duceam, de obicei, în județul Vaslui, erau niște localități, una se numea Hreasca, treceam kilometri întregi prin porumb, ziceam că nu se mai termină porumbul, nici în drum, nimic, mergeam pe drumul căruțelor. Și mi-aduc aminte că am pus acolo boxele în centru, am dat drumul la muzică, s-au adunat oamenii, s-au adunat copiii. Și în timp ce am început să predic, o femeie s-a ridicat și a început să strige blasfemii. Dar blasfemii pe care nu le-ați auzit voi. Urâte. Că a trebuit să-i spun și să-i poruncesc să tacă. Nu ei, ci Duhului care o călăuzea pe ea. În pădurene, la fel. O localitate extrem de complicată. În timpul predicii, eram în biserică, o femeie s-a ridicat și a început să strige hule. Și ăsta i-a trebuit să-i poruncesc, nu ei, ci Duhului care o stăpânea. Și voi de câte ori n-ați fost aproape de să se întâmple ceva, de un accident. Și când ați dat timpul înapoi, ați văzut, numai Domnul a putut să fie cu noi acolo. Numai El a putut să ne scape. De ce? Pentru că Dumnezeu este stăpân și Dumnezeu este Cel care aduce lumina. Astăzi, dacă copilul tău este pierdut în lume, ascultă-mă bine ce spun. Este o luptă între întuneric și lumină. Dar Dumnezeu este stăpân. Nu înceta să te rogi. Ești exact prins în lupta cea mai importantă. Dacă nu ai job, se spunea mai înainte, dacă nu ai sănătate, este doar o luptă. Insistă înaintea lui Dumnezeu, roagă-te înaintea lui Dumnezeu, crede că Dumnezeu este Cel care îți va da biruința. Ce ne spune Biblia, îmi place așa de mult, ne spune că noi n-am primit un duc de frică. Să nu vă fie frică nici de diavol, nici de satan, nici de orice căpetenie. Pentru că Pavel spune, Cel care este în voi este mai tare decât Cel care este în lume. Cu alte cuvinte, Cel care este în noi a și câștigat bătălia. Suntem cu toate acestea, în toate aceste lucruri, spunea el în Romani 8, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela pe care ne-a iubit. N-are ce să-mi facă diavolul. N-are ce să-ți facă diavolul. Să nu te temi de scârțâituri de uși prin casă. De vânturi care îți închid ușa și zici, gata, a intrat cel rău. Cel rău n-are acces în casa ta. Decât dacă ai deschis tu ușa. Ai altă discuție și putem vorbi în privat despre treaba asta. Dar cel rău nu are cum să aibă autoritate în casa ta. De ce? Pentru că peste casa ta, stăpân este Domnul Iisus. În viața ta, stăpân este Domnul Iisus. Gândurile mele le-am făcut rob ascultării de Dumnezeu. El nu are acces. Nu are cum să aibă acces. E drept că vedem de multe ori că suntem plini de probleme, ne stresează o grămadă de lucruri în viață, câteodată nu veghem cum ar trebui să veghem. Stresul de obicei e cel care ne biruiește. Gândul la facturi, gândul la ceea ce se întâmple și de multe ori problemele, stresul, amărăciunea par că sunt mai mult decât putem noi duce. Nu știu dacă ți s-a întâmplat de curând să te uiți la toate problemele din viața ta și să le vezi așa ca pe un uriaș. Să zici, bă, cam asta-i. Sunt mult prea mari. Nu văd cum am eu putere, nu văd cum am eu soluții. Și mă gândesc foarte mult la pasajul acesta din Scriptură când Goliat era în fața evreilor. Ce frumos se descrie acolo cum toți evreii și dați-mi voie să vă spun că în armata evreilor erau și mari războinici. Oameni puternici. Citim despre ei în Vechiul Testament. Eroi mari. Care spune Scriptura că tremurau în zalele lor. Din cauza lui Goliat. Pentru că ochii lor s-au fixat pe inamicul ăla uriaș, imens, gigantic.
și tremurau cu armele la ei, pentru că duhul ăsta de frică este real. Cu cât te concentrezi mai mult la el, cu atât ții mai mult frică. Am experimentat zilele astea, în grupul care am fost la Arad, a intrat un virus de ăsta ciudat, 24 de ore n-au mai fost bun de nimic, slavă Domnului că n-am fost toți, că în dimineața asta vă salutam din pade undeva. Și când povesteau și trăiam lângă ei și povesteau, toate simptomele par te apuca și pe tine. Aoleu, stai așa. Și vorbeam cu cei care n-au pățit nimic și acum slavă Domnului nu mai pățin că au trecut zilele alea rele. Bă, parcă și pe mine, puțin balonat, așa, puțin, deja căutam, identificam baia în cap, că știam, ei practic 24 de ore au trăit în baie. Știți virusul ăla, să-l ducă în pustie, că e de acolo, de la ăla rău. Dar interesant, cu cât auzi simptome, bă, parcă și pe tine te ia ceva, nu? Cu cât permiți Duhul ăsta de frică să stea pe lângă viața ta, pe lângă finanțele tale, pe lângă planurile tale de viitor, cu atât simți că te ia frica, nu-i așa? Nu-i așa? De asta armata lui Israel se uita la Goliat și spunea, ăsta cred că nu, ne biruiește și ce-mi place. Știți că favoritul Vechiului Testament pentru mine este David, ce-mi place de David, care vine de la oi, fără niciun fel de echipament la el. Și îmi place că, știți ce-mi place? David nici nu s-a uitat la Goliat. S-a uitat așa în mare, a zis, ok, da, un animal mare, ok. Seamănă cu un urs, so what, dar știți cum se uită el? El se uită la Dumnezeu. Și fiți atent ce le spune celor care se uită la el și în frunte cu frații. Mai, tu ai venit aici să vezi spectacolul, tu de fapt trebuia să stai acasă, ce cauți tu, măi, micule, aici? David îmi place foarte mult ce le spune și arată care i-a fost de fapt focusul lui. Fiți atenți, și toți cei ce sunt adunați aici vor ști că nu prin sabie sau suliță dă Domnul izbăvire. Nu prin instrumentele astea fizice pe care le avem noi. Nu pot să merg la sală să ridic nu știu ce greutăți ca să-l biruiesc pe diavol. Nu pot doar să citesc o carte și să-mi dea niște idei și niște puncte să reușesc să-l biruiesc pe cel rău. Ci David continuă și spune așa, căci lupta este a Domnului. Și el îl va da în mâinile voastre. David a știut foarte simplu. A știut foarte clar care este focusul. Pentru că lupta este a Domnului, nu este a noastră. Asta le spun în mod constant slujitorilor și mă bucur așa de mult că îi aud spunându-și între ei același lucru. Băi, nu te lua prea în serios. Măi, nu te lua prea în serios, că dacă te iei prea în serios, te-a prins Duhul de mândrie. Tot ceea ce se întâmplă bun în viața noastră, în familiile noastre, în biserică, este lucrarea Domnului. El este Cel care dă biruința. Da, lumina se războiește cu întunericul și noi suntem prinși la mijloc de multe ori. Nu vreau să diminuez criza în care ești tu astăzi. Nu vreau să-ți spun că durerea ta nu este reală, că ceea ce experimentezi acum nu este dureros. Nu asta vreau să spun. N-ai venit la biserică să te mint. Da, este dureros. Da, este greu. Da, ești prins la mijloc. Dar lupta este a Domnului. Nu este a ta. Diferența dintre cei liberi și cei care sunt prinși este că cei care sunt liberi au înțeles lucrul ăsta și l-au lăsat pe Dumnezeu să îi elibereze. Să conducă familia. Dacă ești un tată care nu prea ți-a mers parentingul până acum, dă-te un pas înapoi și spune, Doamne, lucrează Tu. Dacă ești un soț sau o soție și familia voastră nu merge prea ok, este pentru că ați încercat prea mult voi și nu i-ați dat întâietate lui Dumnezeu. Doamne, lupta este a Ta. Pentru că să spun ceva. Lumina va schimba radical modul tău de viață. Nu se poate fără. Mulți ar vrea să se poată fără. Marcu, capitolul 5, versetul 13, spune așa, și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Știi că ei au venit, a venit legiunea și a spus, Doamne, nu ne trimite în pustie. De ce? În pustie nu erau
animale, vietăți și din pustie mergeau direct în întuneric. Despre asta vorbim. Ei erau duhurile întunericului. Ei n-au vrut să ajungă în întuneric, că de acolo nu-i mai scoate nimeni. Petru ne spune că majoritatea sunt prinși în lanțuri acolo în întuneric. De acolo nu mai există ieșire. Întunericul este de fapt iadul, absența luminii. Da? Și ei spune, trimite-ne în porci ăștia, numai să stăm aici la lumină. Nu ne trimite în întuneric. Și Hristos a spus, ok, mergeți în porci. Turma de porci s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit, normal că erau responsabili cu porci. Era jobul lor. Și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Și oamenii au ieșit să vadă ceea ce s-a întâmplat. Acum, vizita luminii, a Domnului luminii, a lui Hristos, a adus o schimbare radicală de viață în comunitatea gadarenilor. Majoritatea erau neamuri acolo și făceau ceea ce era interzis evreilor, adică să crească porci, să consume carnea asta de porc. Și oamenii își câștigau existența crescând porci ăștia. Domnul a îngăduit demonilor să intre în porci și toți au intrat în mare și s-au unecat. 2000 de porci, ar umple toate parcările astea de aici. Imaginează-vă, 2000 de porci. Nu, un porc e destul de, nu? Închipuiți-vă, 2000. O mulțime. Vă spuneam, lumina ne schimbă modul de viață. Dacă lumina a intrat cu adevărat în viața ta, este o schimbare radicală a felului cum îți trăiești o viață. Nu mai râzi la aceleași glume. Nu mai consumi același tip de filme. Nu mai asculți aceeași muzică pe care o ascultai înainte. Când îți dai cu ciocanul peste deget, nu mai iese din gură aceleași vorbe. Hello? Mai sunt câțiva dintre voi care sunteți numai 95% schimbați cu ciocanul. Mai trebuie încă 5%, da? Știți voi care sunteți. Vă dați una peste degete, hopa! Sau când vă tai unul calea, a? În trafic. Am înțeles că alea 5% e cel mai greu de schimbat. Dar Dumnezeu schimbă și alea. Că până schimbă pe primar și pe ăștia care să ne dea drumuri late, cred că trece și vine Mântuitorul și am scăpat. Când a intrat Hristos în Gadara, sigur că l-a eliberat pe ăla. Dar el n-a făcut numai asta, el a schimbat și modul lor de viețuire. El a intrat radical în felul cum oamenii își câștigau pâinea acolo. Credeți că toți s-au bucurat? Credeți că toți au făcut petrecere că ăsta a scăpat, dar ei au rămas fără porci? Vă spuneam mai devreme, dacă Dumnezeu ar intra cu putere în România și ar scoate toate duhurile de beție, s-ar închide toate crâșmele. Credeți că toți ar fi bucuroși? Credeți că toți ar fi bucuroși? Nu, cei care fac bani din asta ar fi distruși. Dacă ar intra Dumnezeu cu putere în România și ar salva România de legătura asta demonică a gamblingului, a păcănelelor, credeți că toți ar fi bucuroși? Că s-ar închide toate chestiunile alea negre cu Vegas și cu... Păi n-au putut să treacă o lege evidentă. Știți asta, acum 2 luni, a fost peste tot la radio. Băi, să nu mai fie păcănele în cartier sau lângă școli, mă. Că distrugem, ne distrugem viitorul, distrugem copiii. Îi învățăm că se poate să intri să bagi o 5 lei și să pleci milionar, ce este o minciună. N-au putut să treacă legea asta, de ce credeți? Pentru că patronii și cei care câștigă bani donează foarte mulți bani, sunt taxe foarte multe luate din ăștia și nu ne place felul nostru de a fi. Ne place felul nostru păcătos de a fi. Dar dacă s-ar închide toate crâșmele și toate păcănelele, ce credeți că s-ar întâmpla? Deodată copiii ar avea rezultate mult mai bune la școală. Deodată părintele, tatăl, ar fi tată în casă. Ar veni acasă și s-ar ocupa de copil. Bă, vine un coace, nu știu să-ți fac fracțiile, dar una peste cap tot pot să-ți dau, ca să lași telefonul și să te apuci să înveți. Numai prezența tatălui în casă contează enorm, chiar dacă tata a fost
bâtă la matematică, prezența tatălui în casă. Contează enorm. Deodată nu a mai cheltuit bani pe programe de reabilitare a dependențelor de droguri, de alcool și de gambling. Nu-i așa? Toți banii ăia l-am folosit pentru ca copiii noștri să înflorească și nația asta, care depinde de copiii noștri, să înflorească și să fie ceea ce trebuie să fie. Deodată, lumina ar străbate întunericul ăsta îngrozitor în care suntem. Întunericul ăsta groaznic, care ne distruge pe tot mai mulți, mai ales că trăim într-o astfel de țară care se vrea civilizat. A știut Burebista de ce a ars viile. Din cauza că toți dacii erau beți de când începea vinul până se sfârșeau toate rezervele. Cel mai groaznic lucru ar fi pentru oamenii influenți care și-au veniturile din astfel de lucruri, pentru că cei mai mulți bani sunt acolo, în industria întunericului. Pavel spunea așa, pentru că lumina îți schimbă modul de viață, spunea în Efeseni 4:28, cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Vedeți? O schimbare de mentalitate, o schimbare de paradigmă. Intrarea luminii în viața noastră schimbă felul nostru de a fi. Când a intrat lumina în viața ta, ceea ce făceai în întuneric, măi, nu mai merge acum. Nu poți să fii rob obiceiurilor vechi și să spui că Hristos a intrat în viața ta. Domnul a făcut lumină în Gadara. Demonizatul a fost eliberat, demonii au fost trimiși în adânc și porcii au fost trimiși în mare. Dar vă întreb eu, oare porcarii și ceilalți care au rămas fără joburi au fost fericiți? Îmi amintesc de prietenii mei, după ce m-am pocăit, m-am dus, am făcut o masă, le-am spus, băieți, uite care-i treaba, m-am pocăit, gata, m-am botezat, merg la biserică, s-a terminat. Și ei au zis, bă, foarte bine, dacă asta e credința părinților tăi, foarte bine. Și am zis, da, nu, voi n-ați înțeles, eu nu o să mai merg cu voi unde mergeți voi. Oh, păi cum? Ce are credința cu ceea ce faci tu? Mi-am zis, păi da, are. Are, când a intrat lumina și am văzut adevărul, nu pot să mă mai întorc înapoi. N-am să uit niciodată fața lor. N-au putut să înțeleagă. Au zis că ăsta a luat-o razna, trebuie ceva medicament, trebuie dus undeva internat. Că nu. Au zis, cum să nu-ți mai trăiești tu viața? Și ne-am zis, bă, băieți, voi trăiți în întuneric și în minciună. Eu trăiesc cu adevărat acum. Dar pentru asta ai nevoie de lumina lui Dumnezeu. Toată Gadara a fost ok. Că Domnul l-a eliberat pe îndrăcit. Că a trimis demonul la plimbare, însă să le ucidă porcii, asta e prea mult. O mulțime de oameni am cunoscut de-a lungul timpului care au venit la biserică, au primit mesajul, au zis, gata, asta e calea, dar nu când le-am spus că trebuie să lase anumite lucruri, au zis, oh, bă, asta e prea greu. Asta e pe care ați imitat cineva care mi-a zis că eu, prin activitățile mele ilegale, făceam 5.000 de euro pe lună. Acum trebuie să mă angajez la mall să fac 2.000? Păi ce fac? Și am zis, păi înveți să trăiești ca noi toți ceilalți. Înveți să trăiești cu ceea ce îți dă Domnul și înveți să chivernisești și vezi cum Dumnezeu te binecuvintează să mergi din putere în putere și să înaintezi și să vezi și tu cum să trăiești în lumină, că ai trăit până acum în întuneric. Totul este ok până trebuie să schimbi modul de viață. Voltaire spunea că ar crede în Dumnezeu, dar nu vrea, pentru că asta ar însemna să admită că este păcătos și că trebuie să schimbe felul lui de a trăi. Și n-a vrut nici de cum. Lumina trebuie să schimbe modul nostru de a trăi. Lumina trebuie să ne facă să ne despărțim de tot ceea ce am făcut rău. Astăzi suntem asaltați de tot felul de curente care își pun creștinii și care ne predică o evanghelie fără transformare radicală. Hristos n-a venit și n-a suferit pe cruce să mă facă pe mine o persoană mai bună. Ci Hristos a suferit, a murit și a înviat ca să mă transforme pe mine. Ca să te transforme pe tine.
Să nu facă o persoană mai bunuță, ci să facă o persoană nouă. De asta trebuie să ne uităm în viața noastră și să identificăm care sunt porcii noștri. Da. Fiecare de aici avem o fermă pe undeva. Poate nu fizică, dar știi tu despre ce vorbesc. Fiecare dintre noi ne dorim să venim la biserică și să ne transforme Dumnezeu, să auzim vestea cea bună, să ne zic, hai, ce fain și frumos. Dar Dumnezeu astăzi îți arată prin mine că ai o fermă pe undeva, în întuneric, ascunsă, despre care nu știe nimeni. Și să spună că El nu este om, ci El este Dumnezeu și cunoaște totul despre tine și despre mine. Și că ferma aia de porci trebuie desființată complet. Evident că nu mă refer la porcul care îl ții tu pentru Crăciun și Paște, nu de ăla e vorba. Deși și ăla e mai răruț, că e mai drăguț, ca să nu suferi după aia. Știu evreii ce fac, da? Dar nu suntem de aia care predicăm de astea. Nu. Vorbesc despre altceva, înțelegi tu exact ce vreau să spun. Patima ascunsă de care zici că nu poți să scapi. Tovărășia păcătoasă care ți este convenientă acum, dar plata vine mai târziu. Pentru că să spun ceva, ferma de porci miroase de departe. Oamenii luminați din viața ta știu prin ceea ce trăiești și știu că tu ascunzi ceva, pentru că oamenii luminați de Duhul lui Dumnezeu miroase porcii de departe. Și mai important decât orice, Dumnezeul luminii este aici, vrea să te elibereze, dar îți spune că nu poate să te elibereze fără să te scape de porci. Azi trebuie să vii la lumină. Azi trebuie să lași totul la o parte și să spui, Doamne, nu vreau numai să mă scap de faliment, ci vreau să mă faci un om nou. Doamne, nu vreau numai să scap de consecințele păcatului meu. Majoritatea vor să se pocăiască să scape de consecințe, vă spun de pe acum. Doamne, nu vreau numai să fiu scăpat de consecințe, ci vreau să fiu un om nou, complet transformat, să am chipul Fiului Tău. Vreau ca în viața mea să nu mai fie nimic întunecat. Le povesteam la tabără tinerilor și tuturor celor care au fost acolo, că orice business am încercat, taică mi-a fost un businessman de succes și eu am crezut că cumva pot și eu să fiu ca el. Băi, orice business am făcut, am dat-o în bară. Pentru că lucram în împărăția întunericului. Și pentru că Dumnezeu avea altă misiune pentru viața mea. E când am venit în lumină, am trecut deja în împărăția celui care biruiește. Nu sunt eu. Nu sunt eu, ci este El. Care îmi dă biruință, îmi dă succes, pentru că eu fac lucrarea Lui. Și asta este și povestea ta. Dacă ai lucrat cu Dumnezeu până acum, știi lucrul ăsta. Fiecare la nivelul lui, conform credinței sau măsurei de credință sau a chemării pe care o are, lucrează și biruiește pentru că Dumnezeu este Cel ce dă biruința. Dar ascultă-mă, lumina îți schimbă modul de viață. Dacă modul tău de viață nu este schimbat, îmi pare rău, trebuie să mai încerci. Nu un loz, ci să te pocăiești cu adevărat. Astăzi este momentul să dai poarta jos, să scoți toți porci afară. N-au ce căuta acolo. Poate îi ascunzi acum, dar guițul lor și mirosul lor se simte la distanță. Se ia pe hainele tale. Se ia pe hainele. E ca și cum un fumător locuiește într-o casă cu nefumători. Da? Da. Toate scuzele cu parfumul de tabac, ați auzit-o pe asta, nu? Am folosit un parfum care miroase a tabac, măi, în întuneric și cu tine și cu minciunile tale. Că noi știm și am auzit de astea. Nu-i așa? Nu-i așa? Ăia-s porcii care miros. Ăștia miros. Și trebuie scos afară. Când te-ai pocăit cu adevărat, lumina a intrat în viața ta, recunoști cine ești. Și Dumnezeu eliberează porcii. Amin? Și în al treilea și ultimul rând, și apoi ne rugăm, lumina te face martor. Pentru că fostul îndrăcit, când a pășit în lumină și l-a văzut pe Hristos, Biblia spune că stătea pe lângă picioarele lui și a zis, de acum eu la tine la biserică vin, eu cu grupul tău de ucenici vreau să fiu,
de acum încolo eu îți voi fi ucenic și te voi urma. Și Biblia spune că îl ruga să rămână cu el. Îl ruga. Iisus a spus pleacă. Îl ruga să rămână cu el. Și Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi. Povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și apoi spune că a plecat să vestească prin Decapole tot ce i-a făcut Domnul și toți se minunau. Poate cea mai groaznică imagine din Biblie este în acest pasaj, pentru că scrie acolo că oamenii care au rămas fără porci l-au rugat să plece de la ei. V-am spus mai devreme, Doamne, poți să vii în viața mea? Mi-aș dori foarte mult să mă faci înțelept, să știu în ce să investesc. Mi-aș dori foarte mult să am prieteni care să mă învețe, să iau alegeri bune. Mi-aș dori foarte mult să experimentez pacea și să fiu așa de luminos, ca oamenii ăștia frumos care se închină la Rema. Dar nu vreau să renunț la lucrurile mele ascunse. Pentru că iubesc stilul ăsta de viață. Și oamenii l-au rugat să plece. I-au spus, du-te. Du-te. Asta e poate cel mai trist verset din toată Scriptura. Să-i spui lui Iisus Hristos, pleacă de la mine. Pleacă, du-te. Du-te de aici. Și Biblia spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Popor creștin de 2000 de ani care nu vor să audă Evanghelia. Pentru că Evanghelia le arată către porci, le arată către idolatrie, le arată către minciună, le arată către corupție, le arată toate lucrurile astea. Nu vrem să avem de-a face. Ne place balta în care stăm. Însă omul care l-a primit pe Mesia, omul care a fost eliberat, a știut și a văzut adevărul și Iisus îi spune, omule, nu veni cu mine. Adevărul, lumina te face martor. Cel mai bun evanghelist în casa ta ești tu. Prin felul cum trăiești, prin felul cum ai fost transformat, povestea ta trebuie să ajungă și la urechile lor. El a trebuit să meargă acasă și să spună, uite, am fost legat, dar m-am întâlnit cu Iisus, Mesia, Nazarineanul, care m-a dezlegat. El este cel pe care îl așteptam, El este cel adevărat, El este Dumnezeu. Omul care stă lângă tine, mai interesat decât de predici, este interesat de povestea ta. Mi-a plăcut la tabăr așa de mult, am auzit poveștile unor oameni, istoria lor. Și am fost așa de îmbogățiți, am zis mai bună decât 10 predici. Este povestea reală a eliberării. Povestea autentică a unui om care spune, mie mi s-a întâmplat asta. Eu am fost rob, dar Hristos m-a eliberat. Celui ce stă în întuneric, nu trebuie doar să-i vorbești despre soare, ci trebuie să-i arăți în viața ta. Cei care stăteau în cazan acolo, copiii ăia care aveau și dintre ei și 12 ani, n-au văzut niciodată soare. Degeaba le vorbeai despre soare, trebuia să-l arăți în viața ta. Celor care ne înconjoară și n-au auzit niciodată despre Hristosul care eliberează și transformă viețile. Nu doar trebuie să le vorbești despre El, ci trebuie să le arăți, să le spui, uite, am fost așa și uite cum am ajuns acum. Nu de mult am văzut un documentar, cred că am scris și în ultima carte despre asta, un documentar am văzut, se numea Pe un picior de iad. Un documentar făcut la Craica, lângă Baia Mare, o localitate la circa 3 km de Baia Mare. Formată din mii de oameni care trăiesc la groapă de gunoi. Mii de oameni. Nu au curent electric, nu au canalizare, copiilor n-au act de naștere, buletine, nu sunt înscriși la doctorul de familie. Majoritatea, practic, nu figurează ca cetățeni. Trăind, mâncând din gunoaie, acolo, cu câinii și cu niște șobolani mari cât niște pisici. Strâng sticle plastic pentru a le vinde, pentru nimic în centrele de colectare și au improvizat așa niște cocioabe din resturi și gunoaie. Ce m-a impresionat foarte mult în documentarul ăla este că reporterii s-au dus la un copilaș și l-au întrebat,
dar ție îți place aici? Știți ce a răspuns el? Îmi place că e acasă. Îmi place că e acasă. Copilul ăla n-a experimentat niciodată o casă cu baie, bucătărie, pat. Pentru el, acasă era acolo groapa de gunoi. O mulțime de oameni trăiesc astăzi în jurul nostru, între gunoaie, și cred că aia este casa lor. Cred că aia este normal. Mii de români stau astăzi în întuneric și zic că trăiesc în lumină. Dacă Dumnezeu te-a scos pe tine la lumină, cum poți să taci? De multe ori ne-e rușine să spunem ceva despre Iisus, să nu se supără oamenii. Oameni buni, din punct de vedere spiritual, oamenii din jurul nostru trăiesc la groapa de gunoi. Mamele își avortează copiii, soții își părăsesc soțiile, tinerii își distrug viața pentru o seringă cu drog și dacă îi întrebi, îți spun, le place că e acasă, la gunoi. Nu știu altceva. Gadareni au spus, Iisuse, ne place de tine că ai eliberat pe omul ăsta, am văzut că ești puternic, dar n-avem nevoie de porci ca să trăim. Iubim păcatul, e dulce, amar, dulce, amar, cum o fi. Când Pavel s-a pocăit, 3 zile a fost orb, până n-a venit Anania să se roage, să-și pună mâinile peste el, nu i-au căzut solzii de pe ochi. Pavel, marele fariseu, înainte să se întoarcă la Dumnezeu, avea niște solzi pe ochi. Lumina te face martor. Trăiești în mijlocul unui război. Viața ta a fost transformată, dar când ai fost transformat, luminat, trebuie să devii un martor. Ce m-a impresionat enorm la documentarul ăsta este că o familie de olandezi s-au mutat în groapa aia la Craica. Și le-au făcut un fel de dispensar. Le-au construit câteva case și am zis extraordinar, niște oameni străini care vin din altă parte în mijlocul unui popor care spune creștin și care n-a făcut nimic. Însă în imaginea acestor doi misionari, soț și soție, care au venit în mijlocul gropii, am văzut imaginea lui Hristos, care a lăsat cerul, gloria, slava și a venit în mijlocul gropii. A luat un chip de rob ca noi, a umblat pe străzile iudeii în primul secol ca să ne scoată pe noi la lumină. Îmi place ce spune Pavel în Roman, capitolul 5, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Binecuvântat să fie numele Său. El este lumina lui Dumnezeu care se războiește cu întunericul. El este lumina lui Dumnezeu care îți schimbă modul de viață. El este lumina lui Dumnezeu care te-a făcut să fii martor. Oameni buni, oamenii din jurul nostru trăiesc în întuneric, la groapa de gunoi, chiar dacă sunt în Craica sau poate sunt în Beverly Hills, în California. Ei trăiesc în întuneric și zic acestui întuneric casă. Iisus mântuiește și astăzi, dar mântuirea care a venit în viața noastră trebuie să lumineze, să ne schimbe obiceiurile și oamenii să vadă în noi ceea ce a făcut Hristos Domnul. Ți-a făcut Dumnezeu bine? Ar trebui să strigăm de pe acoperișul caselor. În România, creșterea oamenilor născuți din nou, creștinilor adevărați, este foarte, foarte mică, pentru că nu mai misionăm, suntem gata să mergem în India, în Palestina, în China, dar aici, lângă noi. Ne-am închis gura pentru că fiecare dintre noi zice, mă, să nu deranjez pe nimeni. Și astăzi Hristos ne trimite și pe noi, cum l-a trimis pe îndrăciți, a spus, du-te la ai tăi și spune-le povestea ta. Du-te la ai tăi și spune ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Nu trebuie să mergi să înveți să predici pentru asta. Ci trebuie să spui ce ți-a făcut Dumnezeu. Spune-le că viața este făcută să fie trăită în lumină. Spune că în casă, în căsnicie, între soț și soție, trebuie să fie pace, bucurie.
Spune că soțul trebuie să-și dorească să vină acasă și soția să se simtă că este cu adevărat prețuită în casa ei. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu în casele noastre. Spune că inima copiilor trebuie să fie întoarsă către părinți și a părinților către copii. Trebuie să existe înțelegere, dragoste în casă. Spune-le că le-am dat tot ce au nevoie să se simtă bine în pielea lor. N-au nevoie de alteranți, să li se pară. Nu, 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 nu. Pentru creștini, coșmarul a trecut. Realitatea este frumusețea aventurii cu Dumnezeu. Nu avem nevoie de să ne simțim bine, să facem ceva, să mergem undeva, să depindem de ceva, să consumăm ceva ca să ne simțim bine. Viața trebuie trăită în lumină. Și pentru asta trebuie să fim transformați cu adevărat. Pentru că este întuneric în politică. În mediile academice, din ce în ce mai mult se propagă minciuna evoluției și acolo este întuneric. În media, ce să mai spun, este stăpânitor acolo întunericul. În societate este întuneric. În scara blocului la tine este întuneric. Ai să spui, mă, eu nu știu ce să... Nu am putere, că nu știu, că n-am citit. Ai să spui, băi, Cristi, eu nu prea le-am cu... Nu prea am citit comentarii, nu prea știu ce să le spun. Eu abia am fost scos de câteva luni, de câțiva ani. Ce influență pot să am eu? Ceea ce a spus Hristos evreilor la cea mai mare predică care a fost spusă vreodată pe acest pământ. Fericirile, Matei 5, mergeți acasă și citiți. El spune acolo un singur lucru, lasă lumina ta să lumineze, voi sunteți lumina lumii. Cum, Doamne, eu? Dar n-am potențial, nu știu. Asta au tot timpul, nu? Trebuie să mai citesc, trebuie să mai văd ceva documentarii, trebuie să mai vin la biserică ca să luminez. Nu. Lasă lumina ta să strălucească. Da, dar lumina mea e mică. Lumina mea pe lângă ce este în lume acum, întunericul ăsta e mică. Și ideea este că cam așa trebuie. Fiecare cu lumina lui. Nu-i așa? Acum, lumina asta nu pare cine știe ce. Vorbește pe vreunul? Nu. Nu, de ce? Pentru că statea luminii aici. Statea luminii. Unii dintre voi ați pierdut părul și luminați mai mult ca ceilalți. Ok, sunt multe lumini. Lumina asta nu face niciun sens acum. Adică, da, e o lumină printre toate alealte. Dar dacă se închid luminile? Ce se întâmplă dacă se închid luminile? Nu e așa că face mare sens lumina asta? Nu e așa că face mare sens lumina ta? Poate spui, lumina mea e mică, nu pot să fac sens. Nu mă înțeleg oamenii, trebuie să merg mai la un institut ceva. Să mai studiez ceva. Lumina mea e mică, da, dar în întunericul de afară lumina ta face mult sens. La școală, la tine, lumina ta face mult sens. Hai să aprindem luminile. Pentru că, de fapt, ceea ce vrea Hristos nu vrea ca să strălucim din când în când și noi prin întuneric, ci vrea să venim cu toții și să se vadă o comunitate unde El este Domn. În așa fel, când omul intră aici să spună, să nu știe ce l-a lovit, să spună, ce e asta, frate, n-am văzut în viața mea așa ceva. De unde atâta dragoste? Și le spun, nimeni nu fumează nimic în parcare, vă garantez. Ăștia chiar sunt bucuroși pentru că așa e viața lor, viața lor e transparentă. Sunt unii care nu cred că ăștia nu trag ceva pe nas prin parcări, că tot îi întâmpină. A, Domnul, să te binecuvinte, mă bucur să te văd. Serios? Nu se bucură taichimă că mă vede cum te bucuri tu. Da, pentru că aici trăim în lumină. Îl cunoaștem pe Domnul Luminii. El este Cel care ne-a eliberat. Se vede pe fața ta asta. Se vede pe fața mea. Nu-i așa? Când Moise cobora de pe munte, evreii nu se puteau uita la el. De ce? Că fața lui strălucea. Ei bine, în inima noastră, în viața noastră, a coborât unul mai mare ca Moise. Iisus Domnul, care este Domnul Luminii, și El astăzi vrea să ne elibereze pe fiecare în parte, vrea să ne ajute ca viața noastră să fie cu adevărat schimbată. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Și vreau să ne pregătim să cântăm. Vreau să identifici în momentele următoare
domeniul din viața ta care este încă în întuneric. Poate să fie un compromis pe care îl faci la locul de muncă. Îți aduce ceva bani, dar te distruge. Poate să fie jobul tău care l-ai acum și cu care zici că plătești facturile. Dar ăla poate să fie lucruri unde sunt porci, care te distrug și nu te lasă să fii în comunitate, să fii într-un grup mic, să dai socoteală, pentru că trebuie și tu să câștigi. Poate să fie ăla. Poate să fie o relație toxică. Să zici că ăsta nu mai găsesc. Mai frumos, mai ce bine știe să le spună, cum știe să-mi trimită mesaje la 2 dimineața, extraordinar. Dar tu știi. Tu știi că miroase tare după el, a porci. Tu știi că n-ai ce căuta cu el. Azi e momentul să identifici lucrul ăla din viața ta care trebuie eliberat cu adevărat. Și să vii cu el înaintea lui Hristos, să spui, Doamne, am nevoie ca lumina ta să elibereze domeniul acesta în viața mea. Doamne, am crezut că te-am primit ca Domn, dar mai am niște lucruri pe care le fac noaptea în întuneric, când nu mă vede nimeni. Și folosesc VPN-ul și folosesc toate astea ca să știu să mă... Darknet, am auzit că există asta, Darknet. Să meargă tot Darknet-ul cu tot demonii în întuneric acolo unde este locul. Noi n-avem ce căuta acolo. Noi nu avem cum să ne simțim bine când ne uităm la insula iubirii. Am auzit că sunt între voi care se uită la gunoaiele astea, oameni buni. Gunoaiele astea vor intra prin ochii tăi, în inima ta și pe gură îți va ieși gluma care ai auzit acolo. Ce ai făcut? Întunericul ți-a intrat prin ochi, în inimă și ai devenit parte din întuneric. Ți se pare că ești cool? Hristos nu te vea cool. Hristos te vea transformat să fii a Lui. După 2-3 luni de uitat la gunoaiele astea, vă spun din proprie experiență, nu vă spun ca să vă judec, că și eu am fost exact acolo unde sunteți voi. După 2-3 luni de glumițe de astea, lumești, murdare, porcești, apropo de ceea ce am predicat, a ajuns să începi să gândești ca ei și să nu se mai pară păcat ceea ce înainte părea păcat. Atenție mare că lumea corupe, întunericul intră prin ochi astăzi, în inimă ne corupe și nu ni se mai pare că e chiar așa. Și după 2, 3, 4, 5 luni, frate, nu se mai poate la mine în casă, nu mă mai înțeleg cu soția, copiii nu mai... E normal, e normal, îți spun astăzi, e normal. Ai lăsat întunericul să intre prin ochi, în inima ta și ai devenit parte din lucrările întunericului. Asta este lumina noastră. O, dacă cât am stat pe reel-urile alea, în majoritate sunteți consumatori, vă cunosc după privirea tulbure, dacă am stat, nu același timp, nu, jumate, și să luăm o epistola lui Pavel, să luăm o Evanghelie, sau dacă ai cuvintele Domnului în roșu, le citești numai pe alea, îți garantez că viața ta devine mai bună instant. Nu peste un an, nu peste 2 luni, instant. Instant. Astăzi identifică în momentele următoare domeniul în care trebuie să faci curățenie și să spui, Doamne, nu vreau numai să mă scap de consecințele alegerilor mele proaste. Nu vreau numai să mă eliberez și să mă scap de toți demonii și toate lucrările întunericului, ci vreau să mă transformi. Și vreau ca stilul meu de viață să reflecte lumina pe care ai pus-o în inima mea. În așa fel încât toți cei din jurul meu, când se uită la mine, să nu mă vadă pe mine, ci să te vadă pe tine. Binecuvântat să fie numele tău. Haideți să cântăm și apoi ne vor ruga specific pentru area din viața noastră unde trebuie să fie lumina.